Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cărciumaru, a spus că înlocuitorul fostului viceprimar, Iulia Vână, va fi cu siguranță un social-democrat. Petrișor Roibu, Gabriel George și Adrian Tudor sunt principalii favoriți pentru funcție. Cărciumaru a mai precizat că, în proporție de 90%, Adrian Tudor va fi noul viceprimar de la Târgu Jiu. Consilierul local al Partidului Social-Democrat, Adrian Tudor, are cele mai mari șanse de a ocupa scaunul de viceprimar al municipiului Târgu Jiu. Acest lucru este confirmat chiar de primarul din Târgu Jiu, Florin Cărciumaru. Părerea mea că 90% candidatul pe care îl va determina, îl va desemna organizația locală, va fi Adi Tudor, care își dorește de foarte multă vreme acest lucru. Și, sincer, în calitatea pe care o am de președintele organizației PSD, pot să spun că de foarte multe ori a fost nedreptățit în ceea ce privește promovarea pe anumite poziții, pe anumite funcții politice. Adrian Tudor se bucură de faptul că este susținut de edil pentru funcția de viceprimar. Decât să îi mulțumesc domnului președinte Cărciumaru și, bineînțeles, și echipei de la PSD Târgu Jiu, care știu că mi oferă această șansă de a ajunge viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Este o șansă să lucrezi împreună cu echipa de la primărie, echipa pe care a format-o domnul primar Cărciumaru. Tudor a mai precizat că în cazul în care va fi ales viceprimar, atunci va renunța la funcția de director adjunct al Minprest.